Potrivit pentru vremea de afară. Nico, suflet pereche, mulțumim dansatorilor, excelență, rămâne, bună dimineața. Pup. Bună dimineața. Ce faci, dragă? Nu te-am văzut niciodată deja... așa creață. Îmi pare că e prima dată când ne vedem așa. Mulțumesc foarte bine. Deja vreau să spun că mi-au dat emoțiile ăștia mici, că tremurau. De ce? Și eu tremuram pentru, nu știu, această piesă îmi dă o stare foarte, foarte frumoasă și am văzut pe ei, în primul rând, cum erau de transpuși în acest dans și acest cântec. Merge cu vremea de afară și cu... Merge cu vremea de afară, merge cu luna, exact. Și nu neapărat, este o piesă de suflet. O piesă pe care am lucrat-o de aproape un an de zile, care s-a finalizat, bineînțeles, cu un clip foarte frumos, în care este și fetița mea. Un clip, vreau să-i mulțumesc lui Sega, regizorul Sega, care este... Deci mi-a plăcut la e cineva, trebuie să mă vină cineva. A te uzat clip. Mă uitam că îi zici fetiță și este și ea, da, dacă o să vedeți. Fata mea, bine că nu îi spui. E fetiță YouTube. Până la 80 de ani, să știi. Da. Tot copilul meu este. Pare genul lui Sega, este excepțional, am ajuns să recunosc temperatura de culoare. O, Doamne. Și când se uită la fiecare prezentare a videoclipului lui, se uită la Neața și atunci, hei. Te pupăm și Neața a avut idei mai năstrușnice, că el se bagă și la nebunii de genul ăsta. Să știi că da, am filmat în aceeași zi, am filmat 3 clipuri cu el, dar n-am simțit. Da, deci a fost extraordinar de bine. Am înțeles. Super. Mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Nico poate fi găsită pe Facebook, are o pagină bine întreținută, unde vă ține la curent și cu noile schimbări în materie de coafuri, dar și cu piesele pe care le scoate. Uite cum ar fi asta pentru suflet și apoi pentru urechi, nu? Așa mi se pare că... Mi se pare normal. Mulțumim tare mult. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la...